Sunt pistele pentru bicicliști pe carosabil mai sigure decât cele pe trotuar? În prezent, pistele pe trotuar nu mai există, iar din punct de vedere al siguranței, în mod cert, pistele pe carosabil prezintă un plus de siguranță, pentru că dacă ne uităm la viteza cu care rulează un biciclist față de un pieton și facem o simplă diferență matematică, da? Și luăm pe de altă parte viteza unui autoturism și a unui biciclist, o să vedem că viteza dintre autoturism și biciclist este mai mică. Asta înseamnă că, din punctul ăsta de vedere, cel puțin al coliziunii, pista pe șosea este în mod cel mai sigură. Pe de altă parte, trotuarul ar trebui să aparțină în mod exclusiv pietonilor. Trotuarul presupune și zone aglomerate prin care bicicleta nu ar putea să treacă. Pe când șoseaua, pentru asta este, pentru deplasare, într-un regim de viteză care depășește 10 km la oră. Dar acum sparchează mașini pe trotuar, se parcau pe pistele de bicicliști, nu se parcheze și pe pistele pe carosabil, o să respecte conducătorii auto aceste piste? Se discută foarte mult despre comportamentul conducătorilor auto în trafic și în special cu problema parcărilor. Într-adevăr, în București există un fenomen ciudat, dar cu care ne-am obișnuit, și anume pietonii sau bicicliștii ajung să meargă pe carosabil pentru că trotuarul este blocat în totalitate de către mașini. În schimb, dacă puteți observa că mașinile de cele mai multe ori tind să nu blocheze calea de rural de mers, nu blochează șoseaua, ci blochează trotuarul. Asta nu înseamnă că e de dorit ca mașinile să parcheze pe trotuar, nu e de dorit ca mașinile să parcheze nici pe pistele de biciclete. Însă, cred că problema nu se pune cu privire la comportamentul șoferilor, ci la necesitatea acestor piste și la oportunitatea amplasărilor pe carosabil. Asta însemnând că și dacă șoferii ar parca pe respectiva pistă de bicicletă, poliția ar trebui să ia măsuri. Pe de altă parte, potrivit codului rutier, parcarea pe trotuar este permisă în prezent cu condiția de a lăsa un metru pietonilor, circulației pietonale. Însă este strict interzisă pe pista de bicicletă. Deci și din punct de vedere legal există o mare diferență între parcarea pe trotuar și parcarea pe o pistă de bicicletă aflată pe carosabil. Într-adevăr, fenomenul s-a dus mai departe și anume, odată ce șoferii au avut dreptul de a parca pe trotuar, n-au mai respectat acea distanță de un metru prevăzută de codul rutier. Da. Dar, mergând la ideea de scop al unei acțiuni, în mod cert, vor respecta șoferii indicațiile, vor respecta mai bine aceste piste pe carosabil? Din punct de vedere al constatării unei contravenții, pentru că ne ducem puțin și în zona respectivă a rolului nu neapărat punitiv, ci mai degrabă educativ al unei amenzi. Asta însemnând că este mult mai ușor și pentru un polițist să amendeze un șofer care parchează pe o pistă de bicicletă, pentru că face o fotografie, iar marcajul există deja. Pe când, cu privire la metrul respectiv lăsat pietonului pe trotuar, ar trebui să aibă un metru cu care să măsoare, să fie omologat. Acum, din punct de vedere legal și ca avocat, pot să vă spun și care ce se întâmplă după procesul verbal de contravenție, adică atacarea lui în instanță și probele necesare pentru câștigare sau anularea, pentru anularea lui. Ar fi mult mai simplu pentru poliția rutieră să constate blocarea pistei de bicicletă decât este în prezent și va fi și în continuare să constate blocarea trotuarului. Și sunteți sigur că nu va crește numărul de accidente? Eu știu, probabil așa la prima vedere așa pare că bicicliștii rulând pe stradă sunt mai expuși pericolului decât pe trotuar. Asta pentru că suntem tentați să ne raportăm la realitățile
cotidiene pe care le vedem astăzi. Ori astăzi, șoferul este pus în postura de a respecta un alt vehicul, respectiv bicicleta, în trafic. În momentul în care există o pistă de biciclete pe șosea, șoferul este pus în situația de a respecta un marcaj rutier și nu neapărat un biciclist luat individual. Da? E vorba de o diferență de la o chestiune normativă care este valabilă pentru toată lumea și a respecta un biciclist în trafic. De asta noi suntem convinși că numărul accidentelor ar scădea. Dar nu numai din simpla prezența bicicletei pe carosabil, ci trebuie să ne uităm la o sumă de efecte, respectiv reducerea traficului. Nu există niște bicicliști care sunt, talibani ai bicicletei, sau dacă sunt, ei sunt acolo la un 10%. Marea majoritate a bicicliștilor sunt la rândul lor șoferi, sunt la rândul lor pietoni. Fenomenologia transportului, da, se modifică în momentul apariției acestor piste pe șosea. Și asta nu pentru că o spunem noi, ci pentru că ne uităm la rezultatele avute de alte capitale sau orașe mari europene. Pentru că un șofer nu își va mai lua mașina și va deveni biciclist. Asta înseamnă mai puțin trafic, mai puține accidente, mai puțină presiune prin infrastructură. Sunt o serie foarte largă de modificări pe care le presupune aducerea acestor piste pe șosea. Și cam câți oameni își folosesc acum bicicleta ca mijloc de transport alternativ, de să ducă la job sau acasă sau la treburi? Aici e într-adevăr o discuție. E greu de spus estimativ, o cifră clară. Și dacă ar fi pistele pe carosabil, cam aveți o estimare cam cu o cât estimare ar crește? Haideți să, dacă vreți, să ne uităm la un fenomen foarte interesant. Din nou, ne uităm la viața curentă și ne dă cele mai frumoase exemple. Dacă o să aveți curiozitatea de a sta într-o parcare a unui parc, da, la Herăstrău, și o să stați în parcare și o să vedeți oamenii care vin cu mașina, cu bicicletele pe mașină, le dau jos din mașină, da? Și le folosesc ca să se plimbe în parc. Nu ar fi normal ca oamenii ăștia să vină până în parc cu bicicleta și nu să vină cu mașina și cu bicicleta pe mașină? Ei, din nou, nu știm exact câți oameni. Noi apreciem că în București, în prezent, ar fi, să spunem, vreo 10.000 de deținători de biciclete care le folosesc, nu știu dacă zilnic, da? Dar în mod curent, să spunem așa. Ei nu sunt atât de vizibili pentru că nu le folosesc, se retrag pe niște străzi mai mici pe care traficul poate este mai lejer, da? Și oricum nu-i vedem toți odată, să nu uităm că totuși e un oraș mare care are destul de multe străzi. Dar cred că toată lumea poate confirma că numărul bicicliștilor în trafic este mult mai mare decât era anul trecut și mai mare decât era acum 2 ani. În rândul bicicliștilor se constată o disciplinare a conducătorilor auto în ultima perioadă. De ce? Pentru că existăm bicicliștii și ei au învățat să meargă alături de bicicliști. Da? Pasul următor e normal. Infrastructura dedicată bicicletelor. Pentru că, la fel cum nu e normal ca biciclistul să împartă spațiu cu pietonul, nu e normal nici să împartă un spațiu cu mașina, ci să fie fiecare cu spațiul lui. Mașinile să meargă pe șosea, bicicletele pe piste, da? Iar pietonii, incluzând persoane cu dizabilități, da? Copiii în cărucior și așa mai departe, să meargă pe trotuar. Și de ce nu este de acord primarul Oprescu cu acest proiect sau cu această idee? Se teme de votul șoferilor? Sau... Cred că sunt mai multe chestiuni de care se teme, între ghilimele. Dacă ar putea fi vorba despre temere, da, ne-am putea duce la problema votului șoferilor. Da, după ce au încurajat și toată lumea, toți primarii au încurajat mersul cu mașina, da, există foarte mulți șoferi în București, atunci ar avea de suferit la vot. Dar în prezent, dacă ne gândim, nu există niciun vot care să fie în perioada următoare, așa că teoretic nu ar risca mare lucru. Problema se pune însă altfel. Și ne uităm din nou în prezent, noi prin demersurile noastre, de fapt nu noi, ci noi doar am solicitat. Poliția rutieră a constatat că din 174 de kilometri de piste, doar 3 erau siguri pentru pietoni și pentru bicicliști. Asta înseamnă că restul de 171 de kilometri de piste de bicicletă au fost
de fapt anulați, au fost desființate. Știm din oraș, da, semnele de interzis bicicletei, deși încă mai există marcajul pistei respective și nu mai înțelege nimeni, de fapt, există sau nu există pistă. Ei, toate marcajele respective au costat, am apreciat noi, undeva pe la vreo 10 milioane de euro. Spun am apreciat pentru că în continuare primăria, deși există un proces pe rol, refuză să pună la dispoziție documente oficiale cu privire la sumele plătite. Ori, cred că putem, bucureștenii pot aprecia fiecare pentru el dacă acele dungi galbene pe care le știm de pe trotuarele orașului au făcut sau nu, sau puteau să coste 10 milioane de euro. La un calcul simplu o să constatați că s-ar putea ca asfaltul de sub ele să fi fost mai ieftin decât pistele respective. Ori banii ăștia, în mod cert, s-au dus undeva. Să vină acum și să schimbe placa, să-i spunem așa, ar fi și o recunoaștere a faptului că banii respectivi au avut un alt traseu decât cel normal. Dar acum, fiind declarate ilegale, cineva trebuie să plătească pentru asta, nu? Deci poliția rutieră a făcut măsurători, deci exact. Inițial a dat niște avize și avizele și nu s-au respectat. Procedura a fost în felul următor, ca să o descriu pe scurt, pe pași. Da. Administrația străzilor București, care este în subordinea Consiliului General și e condusă de primarul general, el e șeful direct, să spunem așa, al acestei administrații, a comandat niște lucrări publice. Și a mers la poliția rutieră și a scos niște avize. Și poliția rutieră a spus, perfect, faceți-le în aceste condiții. Sunt niște standarde naționale. Autoritatea străzilor a recepționat niște lucrări făcute cu o totală nerespectare a celor avize și le-a acceptat și le-a și plătit. Întrebarea noastră este, cum s-a putut face să nu vezi o bordură ridicată, de exemplu, la 20 de centimetri și ai spus că ea de fapt era cu 20 de centimetri mai jos la nivelul asfaltului. Da, ori toate aceste sume s-au plătit de către toți cetățenii Bucureștiului prin taxele și impozitele pe care le plătim noi. Da, de acolo s-au luat banii, nu au venit din altă parte acești bani. Ce am făcut noi mai departe a fost să solicităm poliției rutiere desfințarea pistelor, ceea ce s-a și întâmplat în urma constatării din teren a faptului că pistele erau nelegale, după care noi am sesizat Curtea de Conturi cu privire la prejudiciu produs. Urmând ca pe viitor să sesizăm și DNA-ul în momentul în care știm cuantumul prejudiciului. În funcție de acest cuantum o să vedem unde se încadrează aceste fapte. Dar ceea ce depinde de noi este doar sesizarea organelor abilitate. Noi nu putem să recuperăm noi acești bani. Iar Curtea de Conturi, deși a trecut mai bine de un an și jumătate, se pare că nu are un interes real în cuantificarea acestor sume și în arătarea responsabilor. Ceea ce mai vreau să punctez este că Oprescu nu este doar o imagine facilă a primarului general, ci el are două calități. Odată e cea de primar de general și în al doilea rând, în sensul legii administrației publice locale, cea de conducător al administrației străzilor București. Da? Deci el este, dincolo de funcția de primar general, el este șeful străzilor din București. Ori el este cel care a supervizat, cel puțin teoretic, și a semnat în mod cert activitatea acestei instituții. Da. În România există orașe, puteți da orașe, exemple de bună practică în orașele din România? Suntem tentați, într-adevăr, de cele mai multe ori să spunem, uitați-vă la Amsterdam sau uitați-vă în altă parte, da, în Copenhaga sau uitați-vă în Viena. Da? Recent, după sporirea numărului de bicicliști, pentru că asta nu s-a întâmplat doar în București, au existat primari care, văzând asta, au și luat măsuri și cel mai bun exemplu ar fi Sibiul. Putem să mergem la Sibiu și putem vedea cât de bine se poate merge cu bicicleta, faptul că se poate merge prin tot orașul, da? Nu numai pe anumite sectoare. Da? Faptul că e redus traficul i-a ajutat într-adevăr și șoseaua de centură, dar și București are o șosea de centură care și ar trebui rezolvată. Așa. Până la urmă, chestiunea de trafic ar trebui să fie mult mai simplă.
Din nou, dacă ne uităm la un oraș mai mic decât București, care e Sibiu, dacă ne uităm poate la orașe mai mari decât București, da? Vedem că peste tot soluțiile sunt aceleași, respectiv centuri, dar nu care să străpungă orașul ca acea suspendată, care de fapt este și ilegală pentru că legea interzice străpungerea prin intravilanul localității. Așa. Centuri ocolitoare, iar în oraș să existe cât mai multe oportunități. Noi nu suntem pentru o supremație a bicicletei, ci de fapt suntem pentru un transport intermodal. E normal să am posibilitatea să folosesc mijlocul de transport pe care mi l-aș dori. Că e vorba de metrou, de autobuz, de bicicletă, de mersul pe jos, de mașina personală, ar trebui să am posibilitatea de a le folosi pe toate, în siguranță, pe toate traseele.